Au revenit la locul în care și-au făcut datoria timp de mulți ani în uniforma de jandarm. Este vorba despre 5 jandarmi în rezervă care au fost primiți într-un cadru festiv la sediul Inspectoratului Județean de Jandarmi Giurgiu. După vizionarea filmului de prezentare a instituției, șeful inspectoratului, colonel Tiberiu Demeter, le-a prezentat onorul generației de astăzi, însoțit de urări de sănătate și fericire. Ne mândrim cu tot ceea ce ați înfăptuit și ne-ați transmis și vă asigurăm că suntem demni de activitatea pe care dumneavoastră a desfășurat-o. Sunt mândru eu că sunt comandant în această unitate în care dumneavoastră v-ați desfășurat activitatea de-a lungul timpului. Am găsit o unitate bine clădită, bine organizată și acest lucru a ieșit din faptul că dumneavoastră, atunci când ați fost în activitate, v-ați făcut datoria cu profesionalism. Militarii au primit diplome de excelență pentru devotamentul de care au dat dovadă în întreaga activitate și au depănat amintiri din vremea în care purtau uniforma de jandarm. Acea diplomă se acordă domnului colonel Băgea. Vă mulțumesc. Să trăiți, să trăiți, să trăiți cu acest. Pentru dumneavoastră și pentru întreaga unitate, timpul să stea pe loc. Vă mulțumim frumos. Da, din activitatea să fie mai îndelungată ca a noastră. Și cu bun succes. Domnul colonel Gheorghiu Mihai, vă mulțumesc pentru invitația de curs. Și vă mulțumesc pentru invitația care s-a putut să participe la acest moment. Și, după completarea celor spuse noastre, ne bucur că v-ați adus aminte de cei care au pus-o câte o cărămidă la această unitate. Și mai ales că eu am fost unul din cei care au pus prima cărămidă unității. Acțiunea de astăzi a fost organizată înaintea sărbătoririi Armei Jandarmeriei pe 3 aprilie, zi în care se împlinesc 165 de ani de la înființarea acestei arme.